Da. Mămica mea este bună, este frumoasă, este iubitoare, este gingașă și fină. Ea mă ajută mereu la teme și la alte, și la alte lucruri care nu pot face. Ai reușit să-ți faci engleza azi dimineață? Da. Da? Și doamna Ada te-a întrebat? Te știu ce să răspunzi? Da. Mămica mea este ofițer de, de protecție. Eu le spun colegilor că ofițer înseamnă o persoană care protejează persoanele de peste hotare. Am avut onoarea să asigur protecția și în cadrul delegației excelenței sale a domnului Joe Biden și în cadrul delegației excelenței sale a doamnei Angela Merkel. Au mai fost și alte personalități remarcante, precum ar fi Catherine Ashton, princesa Mary Danemarcei. Munca de bodyguard este o muncă când ești pus în situația să riști cu viața ta pentru viața unei persoane, de fapt, străine pentru tine. Dar ești obligat să-ți îndeplinești atribuțiile și să-i asiguri tot confortul, inclusiv să-i asiguri securitatea vieții persoanei protejate. Irina este un specialist foarte bine pregătit și aș fi gata cu cea mai mare încredere să merg în orice misiune cu ea. Faptul că activez alături de o doamnă atât de bine pregătită profesionist mă face și pe mine mult mai responsabil față de atribuțiile mele funcționale. Istoria mea începe cu înmatricularea la Academia de Poliție în anul 1998. A fost probabil prima oară când nu am ascultat de părinți. Eram la vârsta de aproape 18 ani împliniți și eram elevă la liceul Gheorghe Asache. Atunci a venit o doamnă de la Academia de Poliție să facă o publicitate cu anul acesta. Prima dată se înmatriculează fete la Academia de Poliție și dar poate cineva dorește. Aveam un caracter așa mai băițos. Și eram încurajată de toate fetele. Hai, încearcă, încearcă, încearcă. Am încercat. Am încercat cu succes. Pozitiv au reacționat. Mai stresant a fost momentul când am venit cu părinții la Academia de Poliție și ne-au zis că hainele civile le lăsați, îmbrăcați uniforma și aici e cazarma voastră, aici rămâneți pentru 2 ani de zile. Asta a fost cel mai stresant pentru maică-mea, cel puțin, că o țin minte și acum cum îi curgeau lacrimi și eu îi spuneam, mamă, dar nu plângi, mă duc la război, mamă, că sunt în siguranță aici. Hai încă o dată. Mămica mea, ea nu a lucrat, ea s-a dedicat în întregimii familiei. Eu nu știu când se trezea mama și nu știu când se culca, pentru că noi când ne trezeam deja ea trebăluia prin casă și noi când ne culcam ea la fel trebăluia prin casă. Asta a fost dedicația ei. Poate au fost așa regulile lor interne, a părinților mei. Sau poate că așa era trendul atunci, că bărbații lucrau, femeile stăteau acasă. Astăzi, cu siguranță că lucrurile s-au schimbat. Sunt femei care au caracter, sunt femei care au potențial și nu ar fi normal ca ele să fie inhibate într-o societate. Dreptul la dezvoltare îl are oricine. După absolvirea Academiei de Poliție, am lucrat în Ministerul de Interne în perioadă și atunci când doamna Zinaida Crăceanu a fost numită prim-ministru, am avut oferta să vin să activez în Serviciul de Protecție și Pază de Stat. Și atunci am fost plăcut surprinsă de această ofertă. Nu am ratat șansa,
Am acceptat oferta și iată că sunt în serviciu din 2008. Desigur, trebuie să fim și inteligenți și să avem un bun simț al tactului dezvoltat, dar totuși pregătirea fizică, reieșind din specificul activității, este un compartiment de bază. Vreau să vă spun în primul rând că meseria de bodyguard nu se face de unul singur, este un lucru în echipă. Și atunci când lucrezi în echipă, ești obligat și ai tot dreptul să te bazezi pe partenerul, pe colegul cu care lucrezi. Eu, pentru mine personal, nu accept careva facilități, pentru că, v-am zis, facem un lucru de echipă. Și atunci când eu am să zic că eu sunt inelul cel slab dintr-un lanț, nu o să fie corect să-mi fac meseria care o fac. Dacă cedez, plec și să fac altul care o face mai bine. Activez în serviciul de protecție și pază de stat mai bine de 10 ani. Activități riscante, desigur, orice misiune de protecție este riscantă. Și nu putem să divizăm că sunt misiuni de protecție mai puțin riscante sau mai mult riscante. Pregătirea e la fel pentru orice misiune de protecție, indiferent de rangul demnitarului protejat. Eu cred că totul depinde de ceea ce vrei tu să faci. Și dacă tu consideri că ești în stare să faci un lucru, bine, alții să creadă că e bărbătesc, nu ai decât să-l faci. Nu cred că în zilele de azi e o noutate că o femeie este la un post de cărmuire, un post înalt. E perioada când se sparg stereotipurile. Și nu mai sunt femeile cele care au fost cândva. Cu mulți ani în urmă, probabil din cauza, nu știu, a mentalității, femeile nu prea erau acceptate în sectorul securității în general. Astăzi este adoptată și rezoluția ONU în acest sens despre respectarea egalității de genuri și acordarea femeilor a dreptului de a lucra în același domeniu ca și bărbații. Doar că și femeile trebuie să fie conștiente că fac un lucru bărbătesc și trebuie să-l facă la un cel mai înalt nivel și să nu-și caute scuze atunci când nu se primește ceva. De multe ori sunt întrebată cum reacționează soțul la meseria mea. Am spus-o de multe ori și n-am să obosesc niciodată să spun că dacă nu aș fi avut încrederea familiei, încrederea soțului, iubirea copiilor și înțelegerea copiilor pentru orele lipsite de acasă, fiind la serviciu, nu aș fi fost ceea ce sunt acum. Ei mi-au dat speranță întotdeauna că pot să mă realizez, pot să-mi îndeplinesc visul și mă strădui și eu să fac datoririle mele de mamă, de soție, să fiu grijulie și sper copiii să aprecieze aceasta. De-a lungul activității mele am avut onoarea să lucrez cu mai multe femei remarcante, printre ele fiind și șef de state, șef de guverne. Ele m-au încurajat pe mine adesea să-mi fac meseria cu mai mult devotament, cu mai multă încredere în sine. Eu, pentru mine, lecția am învățat-o. Oricine poate conta și poate opta pentru orice funcție, indiferent de gen. Important e să crezi în puterile tale, să crezi în
visul tău și atunci totul este realizabil.